Aproape 2 ani în urmă, atunci când începuse pandemia de COVID, am descoperit că oamenii căutau foarte interesat să învețe lucruri noi despre Dumnezeu, mai ales aceia care trăiseră o viață departe de adevărul Sfintelor Scripturii. Și atunci am simțit în inima mea că este cazul să vin în întâmpinarea lor și am pornit niște mesaje scurte, citind câte un capitol din Biblie și explicându-l și am folosit pe atunci doar YouTube-ul. Am văzut apoi interesul acesta și așa s-a născut gândul acestei emisiuni. De ce spun acestea toate astăzi? Pentru că, în lumea în care trăim noi, tot mai mult conflictele militare care au continuat, tensiunile care sunt în societate, bolile prin care lumea a trecut și cu care s-a luptat și continuă încă să fie frământată, toate astea ne spun ceva. Viața este atât de fragilă. Oamenii Caută ceva solid, caută adevărul. Și întrebările acestea pe care oamenii și le pun nu-și găsesc răspunsul altundeva mai clar și mai puternic decât în Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul care dă viață. De aceea, în fiecare capitol pe care îl citim din Scriptură, căutăm să vedem inima lui Dumnezeu pentru noi. Căutăm să vedem cum se manifestă planul pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră și cum putem să răspundem dragostei lui Dumnezeu. Am parcurs mai multe cărți din Noul Testament. Acum ne aflăm la cea de-a treia carte pe care o parcurgem împreună, și anume la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Astăzi folosesc traducerea netere, destul de cunoscută, deja o versiune clasică pe piața de carte creștină românească. Și citim capitolul al cincelea din Epistola către Efesen. Efesul este o cetate antică din Turcia de astăzi, din Imperiul Roman de atunci. Apostolul Pavel a călătorit în multe locuri din Asia și din Europa, unde a înființat biserici și a așezat lideri conducători în aceste biserici. Efesul este doar una dintre aceste multe cetăți care au purtat amprenta slujirii apostolice a lui Pavel. Aflat în închisoare mai târziu, Poate chiar spre sfârșitul lucrării sale înainte ca să fie el însuși martirizat, apostolul Pavel, cum se numește pe sine însuși întemnițatul lui Hristos Isus sau pentru Hristos Iisus, scrie bisericii din Efes. În primele patru capitole, am văzut în prima parte o învățătură teoretică, dar de fapt care accesează cunoștințele spirituale pe care Dumnezeu i le-a dat lui Pavel, revelația primită de la Dumnezeu, ce este Evanghelia, ce este mântuirea, cum ne-a împăcat Dumnezeu cu Fiul Său sau prin Fiul Său și ne-a dăruit viață nouă prin Duhul Sfânt. Capitolul 4 era cel care deschisese ușa pentru discuții foarte practice. Și Pavel vorbește despre îmbrăcarea cu omul cel nou, dezbrăcarea de omul cel vechi, desigur, și de asemenea despre faptul că în Hristos toată creația intră într-o armonie. Toți cei care s-au împăcat cu Dumnezeu prin Hristos trăiesc în unitate, într-un singur trup, trupul Bisericii. Această discuție începutul, începută în capitolul 4 continuă într-un mod foarte interesant în capitolul 5 și, de fapt, capitolul 5 se deschide cu un verset care este o concluzie a capitolului anterior. Așadar, fiți urmași ai lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți și umblați în dragoste așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. Așa t-ar fiți urmași, o altă traducere folosește cuvântul imitatori, cei care privesc la Dumnezeu cu dorința de a fi transformați. Imitatori nu înseamnă cei care copiază într-un mod superficial, care poate se, nu știu, se schimonosesc, ei încercând să arate într-un fel în care nu sunt în realitate. Nu. Aici este vorba de oamenii care privesc la Hristos și atât de mult sunt absorbiți de modelul său, de viața care este în el, încât încep să imite manierele sale. Vorbirea lui, comportamentul lui. Ei sunt transformați de puterea aceasta. Și Pavel spune, primul mod în care noi îl imităm sau copiem modelul lui Hristos, exemplul lui, este când umblăm în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pentru noi. Aici este, de fapt, testul suprem. Noi putem cu vorba să ne afirmăm identitatea noastră creștină, uh, uh, pasiunea noastră pentru Dumnezeu, dar puțini reușesc să iubească așa cum a iubit Maestrul nostru, Învățătorul nostru, modelul nostru. Fiți imitatori ai lui Hristos. Și, apropo de asta, dacă vrei să fii un bun imitator al lui Hristos, trebuie să-l cunoști bine. Să te uiți la El în profunzime. Și dacă vrei să te uiți la El în profunzime, unde poți să o faci mai bine decât în Sfânta Scriptură, în Cuvântul care dă viață? De asta, Pavel ne invită să ne apropiem de Dumnezeu într-un mod în care viața noastră să fie transformată. Următorul verset și următorul paragraf. Uh, duce discuția într-un termen, uh, pe un teren foarte concret și foarte abrupt parcă, uh, fără o trecere sau o introducere, cum Pavel ne-a obișnuit înainte că uh, urmează între paragrafe. Însă curvia și necurăția de orice fel sau lăcomia ni să nu fie numite între voi, așa cum se cuvine din partea celor sfinți. Să nu existe nicio obscenitate, nici vorbe nesăbuite sau glume murdare care nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumire. Desigur, abordarea aceasta este una foarte directă. Pavel condamna aici desigur niște păcate și um, o categorie întreagă de păcate când vorbește despre necurăția de orice fel. Este vorba despre acel comportament imoral în primul rând, în relație cu persoanele de sex opus sau de același sex, în lumea în care trăim noi, în, în domeniul acesta al sexualității, al purității, pe care Dumnezeu ne-a chemat să o păstrăm pentru gloria Lui. Pavel se așteaptă, ca un adevărat credincios, să aibă toleranță zero față de imoralitate. Adică, ce înseamnă aceasta? Conform Sfintelor Scripturi și vom vedea și în capitolul acesta, Dumnezeu a rântuit ca fiecare bărbat să se poată căsători cu o singură femeie și să trăiască atâta vreme cât trăiește unul dintre cei doi soți, legământul acesta căsătoriei să nu fie întinat sub nicio altă formă. Un bărbat dedicat unei singure neveste, o femeie dedicată unui singur soț. Acesta este principiul lui Dumnezeu. Ceea ce iese din tiparele acestea și societatea este un mediu care învață pe oameni să se joace cu rânduiala lui Dumnezeu și să calce poruncele lui Dumnezeu, ceea ce iese de sub această rânduială înseamnă încălcare a voiei lui Dumnezeu și aduce pediapsa și judecata lui Dumnezeu. E greu că de oamenii din generația noastră să înțeleagă acest adevăr și să-l accepte, dar el rămâne adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce Pavel spune aici însă este foarte apăsat și anume că aceste lucruri nici să nu fie pomenite între voi. Atenție! Aceste lucruri nici să nu își găsească un cadru de dialog, de uh, încercare, eu știu, de a le ocoli, de a le redefini. Ceea ce face societatea astăzi cu, cu mult patos, cu mult sârg. El spune, lucrurile acestea n-au ce să existe în recuzita voastră, în obiceiurile voastre, să nu existe nici obscenitate măcar, și nici măcar o vorbire sau glume murdare. Pentru că de acolo, de la gânduri, de la vorbire, se ajunge mai târziu și spre uh, decadența morală pe care o vedem în lumea noastră. Căci să știți sigur, că niciun curvar sau necurat sau lacom care este idolatru n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Așadar, nu vă asociați cu ei. Nu așa că e interesant că cu 2000 de ani, în prima generație a creștinilor apostolici a Bisericii lui Iisus Hristos, deja existau oameni care încercau în biserică să îi înșele pe creștini, să-i amăgească și să redefinească moralitatea creștină care era atât de recent instaurată de Iisus Hristos prin modelul său și prin învățătura sa. Și Pavel scrie acestor oameni de atunci din primul viac și spune nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale. Adică ce înseamnă vorbe goale? Înseamnă cuvinte fără fundament. O, oamenii pot să ia orice concept, a, a zis Dumnezeu, dar noi am putea de fapt să ne gândim altfel. Bărbat și femeie, dar de fapt cineva se consideră bărbat, dar e femeie sau e femeie și se consideră bărbat. De fapt, curvia înseamnă numai anumite lucruri, dar anumite pofte, anumite păcate pot fi scuzate. Și oamenii au un discurs întreg care se numește aici vorbe goale. Un discurs întreg prin care să justifice și să uh, autorizeze de fapt păcatul și imoralitatea. Pavel zice cei care trăiesc astfel de viață intră sub judecata lui Dumnezeu, n-au moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Atenție! Nu au parte cu Dumnezeu în împărăția lui, ci din potrivă pentru aceste lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Și trebuie să ne gândim la ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră și Dumnezeu fără îndoială că nu este mai puțin întristat sau mâniat de păcatul pe care societatea noastră îl tolerează și chiar îl promovează și vrea să-l facă chiar normativ în anumite situații. Atenție mare, deci, la modul în care noi ne asociem cu astfel de lucruri. Pavel spune în versetul 7, în această traducere NTR, nu vă asociați cu ei. Noi trebuie să ne deosebim să ne separăm de aceste atitudini, de aceste fapte și de acest discurs uh, confuz pe care societatea noastră îl promovează pe toate canalele. Căci altădată erați în întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină. Umblați ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, dreptate și adevăr. Cercetați ce este plăcut Domnului și să nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dați-le în vileag. Căci este rușinos chiar numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei în ascuns. Însă toate lucrurile sunt date în vileag de lumină, sunt scoase la lumină, pentru că orice este scos la ivială este lumină. Comparația aceasta și imaginea aceasta este atât de frumoasă: Lumina și Întunericul. Când noi umblăm în Lumină, adică în Adevărul lui Dumnezeu, spune Scriptura, Rodul Luminii este Bunătatea, sunt Dreptatea și Adevărul, sunt faptele acelea care îl onorează și îl cinstesc pe Dumnezeu. Pe de altă parte, când umblăm în Întuneric și Multe din faptele acestea stricate și urâte care sunt în societate se petrec în întuneric, se petrec în locurile ascunse. Pavel spune, lucrurile acestea ale întunericului sunt lucrurile care aduc moartea, care aduc rușinea, care aduc condamnarea. Dar întunericul acesta, țineți cont, Pavel menționează aici, nu este doar un întuneric că se petrece noaptea după înserat, ce este vorba despre un întuneric al minții. Oamenii fără de Dumnezeu au intrat într-o orbire, au intrat într-o confuzie, sunt sub apăsarea diavolului și în adormirea aceea ei nu mai pot ca să facă voia lui Dumnezeu. Și Pavel continuă spunând că toate lucrurile sunt date în vileag de lumină. Atenție! Când Cuvântul lui Dumnezeu este predicat, când poate un tânăr la școală sau un slujitor din avonul bisericii, dar chiar și un om pe stradă rostește un cuvânt din voia lui Dumnezeu. Să nu furi, să nu minți, să nu faci o mărturisire mincinoasă și așa mai departe, să nu poftești. Când un om rostește Cuvântul lui Dumnezeu, el de fapt aduce lumina lui Dumnezeu și când lumina aceasta este arătată, spune, ea dă la ivială și expune și face de râs ceea ce este imoral, ceea ce este stigat, ceea ce este întuneric. Pavel zice, este rușinos ce fac oamenii aceștia în ascuns, dar noi când umblăm în lumină, când rostim voia lui Dumnezeu, îi ajutăm pe oameni ca să se separe de ceea ce este întinat. Să nu ne temem de aceea să vorbim adevărul. Chiar dacă oamenii vor râde de noi, ne vor disprețui, când noi spunem care este voia lui Dumnezeu, noi am aprins o lumină în întuneric. Când toți poate în jură și tu îți controlezi vorbirea și chiar le spui, aceste vorbe nu sunt potrivite, îl dezonorează pe Dumnezeu. Tu ai făcut lumină. Atunci, la masa aceea, între prietenii aceia, între oamenii cu care te afli, când toți Poate rostesc cuvinte imorale sau glume și aluzii nesănătoase, sau se uită după alte persoane și poftesc. Și tu te comporți așa cum îl onorează pe Dumnezeu. Tu ai făcut lumină. Și pentru a sublinia acest adevăr, Apostolul Pavel citează un paragraf din ceea ce se pare că era un cântec de închinare al Bisericii Primare. Foarte important și interesant că acest cântec nu este atât de mult cântat în bisericile noastre, deși îl avem transcris în, în, în pasajul acesta. Trezește-te tu care dormi, scoală-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Probabil că biserica primară avea un refren frumos, un cor care se cânta în felul acesta. De ce trezește-te tu care dormi? Era apelul bisericii. Cei care erau în moarte sau în ațipire spirituală, a căror minte era păstrată încă și dominată de păcat. Scoală-te, pentru ca Hristos să te lumineze. Aceasta este misiunea noastră, aceasta face Scriptura, aceasta face Biserica, aceasta face mărturisirea noastră. Când noi rostim adevărul într-o lume imorală, noi ajutăm pe oameni să intre în părtășirea aceasta cu Dumnezeu. Uitați-vă deci cu grijă cum umblați. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea pentru că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Aici este un apel la responsabilitate. Este un apel la seriozitate, la, la maturitate în abordarea lucrurilor spirituale. Răscumpărați vremea. Umblați cu băgare de seamă. Și trebuie să spun lucrul acesta. Atât de mulți oameni trăiesc cu neglijență, cu dezinteres pentru sufletul lor. O, când vine vorba de bani, de afaceri, de carieră, de relații, de interesele lor, sunt gata să facă multe lucruri. Chiar și pentru o dignă, și pentru o relaxare, investesc atât de mult ca ei să se simtă bine. Însă, oamenii înțelepți sunt cei care înțeleg voia lui Dumnezeu, spune Pavel, care înțeleg că viața aceasta, timpul acesta pe pământ, nu este pentru noi, ci este pentru gloria lui Dumnezeu și ei răscumpără vremea. Adică timpul acesta pe pământ îl folosesc, îl câștigă, îl investesc pentru ceea ce este etern. Nu fiți nesăbuiți, spune Pavel, să fim foarte atenți. Oameni nesăbuiți care își irosesc viața pe ceea ce este trecător, în loc să caute ceea ce este etern. O altă trecere foarte bruscă și nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de duh, vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră și mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos. Cum spuneam, e o trecere bruscă, dar nu-i chiar atât de bruscă. Pentru că Pavel, vorbind despre oameni neînțelepți, face ușor trecerea la oamenii beți. Nu, oamenii beți sunt oameni care și-au pierdut mințele, și-au uh, uh, înnecat mințele în, în aburul alcoolului. Uh, Pavel spune, nu vă îmbătați de bine, nu mergeți în extrema aceea, în direcția aceea a unei trăiri neglijente în care sunteți purtați de val. Ce spune din potrivă, Fiți plin de duh. Vinul, spune Pavel, duce la destrăbălare. Și știm cu toții ce înseamnă, de exemplu, în societatea românească, consumul de alcool, care a dus la atâta violență în familii, la atâtea decizii greșite, atâtea accidente de mașină. Pavel spune, vinul duce la destrăbălare, pentru că tu ai predat controlul tău acelei substanțe care ți-au umplut trupul. Pe de altă parte, el spune, fiți plin de duh, lăsați ca sufletul vostru să fie alimentat de prezența, de ungerea lui Dumnezeu și în concluzie spune Pavel când sunteți plini de Duh, vorbirea voastră este una extraordinară, atitudinile voastre se schimbă. Voi ajunge să cântați imnuri, să vorbiți între voi, să interacționați pe baza acestui cuvânt. Psalmii sunt inspirația voastră. Atenție! În loc să fiu inspirat de alcool, să vorbesc și să mă dau cineva și să mă comport într-un mod ciudat, să fiu inspirat, să fiu alimentat de, de Cuvântul lui Dumnezeu și având o inimă plină de mulțumire și recunoștință. Finalul acestui capitol continuă cu o secvență, o serie de, de îndemnuri practice pentru viața de familie. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos, soțiilor, supuneți vă soților voștri ca domnului, pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii. El mântuitorul trupului, și așa cum biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate. Aici avem de a face cu un concept foarte important al autorității, pe care Dumnezeu a rânduit-o în toată creația. Dumnezeu Tatăl este stăpânul și ziditorul tuturor lucrurilor. Dar Dumnezeu lucrează în lumea aceasta prin Fiul Său, care acum este numit capul bisericii. Este autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o pe biserică. Oamenii cred că e un papă, că e un patriarh, că e nu știu care lider, dar Biblia spune foarte simplu, capul bisericii este Hristos însuși. Biserica nu are nevoie de un alt cap omenesc. Sigur, există o rânduială, există o conducere a Bisericii, dar autoritatea, voia lui Dumnezeu, este manifestată prin Isus Hristos, prin modelul, prin exemplul, prin învățătura pe care El ne-a oferit-o. Și Apostolul Pavel spune: Această autoritate care este peste Hristos este la rândul său transmisă bărbatului în cadrul familiei. Bărbatul are datoria să stea sub autoritatea lui Hristos și aceasta îi conferă un rol de lider în căminul său, iar soția este chemată în textul acesta la o supunere, în felul acesta urmărind autoritatea tatăl, care i-a dat autoritate fiului, care i-a dat autoritate soțului și care uh, uh, conduce în felul acesta Dumnezeu prin toate structurile acestea de autoritate uh, conduce și protejează soția și o să spuneți ok uh, sună foarte convenabil pentru bărbați bărbații sunt cei care sunt autoritate care domină, care stăpânesc textul nu vorbește despre a domina și a stăpâni atenție, oamenii iau versetul acesta, îl scot din context, dau o altă semnificație cuvântului supunere și de acolo pot să tragă tot felul de concluzii uh, eronate și chiar înjositoare pentru credința creștină această supunere este foarte clar explicată în versetele următoare, când Pavel se adresează bărbaților: Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a o înfățișa înaintea lui, ca pe o biserică slăvită neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Tot așa trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel ce -și iubește soția se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și are grijă de el, la fel cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem mădulare ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. Pavel vorbește aici despre soți care iubesc soția cu dragostea cu care Hristos ne-a iubit pe noi. Și știm foarte bine, Hristos a murit pentru noi. A lăsat slava cerească, s-a întrupat ca om și a murit pentru noi. Când un soț își iubește soția în felul acesta, Supunerea soției este într-adevăr ca față de Hristos. De aceea, și soțul și soția au de învățat ambii de la Hristos. Hristos este modelul supunerii pentru că El a ascultat întru totul de Tatăl. Hristos este modelul dragostei pentru soț pentru că El a iubit într-un mod de desăvârșit. Acesta este modelul, tiparul biblic oamenii vor încerca să-l uh, diluieze, să-l așeze într-o lumină, într-un uh, într colț, ca să spun așa, negativ și să îi dea o altă semnificație, o altă conotație. Dar supunerea este ceva plăcut față de un soț care este plin de dragoste. Și dragostea este ceva natural pentru o soție care se abandonează, care se supune întru totul soțului său. Am citit studii care vorbesc despre faptul că de fapt acestea sunt cele mai importante ingrediente al unei căsnicii de succes: supunerea și dragostea. Când soțul și soția reușesc în dragoste și în supunere să trăiască împreună, atunci nu mai există niciun obstacol în împlinirea lor, în fericirea lor. Și ajungem la ultimele versete din textul acesta care uh, concluzionează pornind de la imaginea aceasta a căsniciei de aceea. Bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va lipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Și atenție, Pavel spune, taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și la biserică. Totuși, fiecare dintre voi să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să se teamă de soț sau să își respecte soțul. Încă o dată, în încheierea acestui capitol, Pavel ne amintește despre taina la care a făcut referire în capitolele anterioare, misterul acela, faptul că Dumnezeu pentru viacuri, pentru generații, a ascuns promisiunea aceasta a mântuirii prin Fiul Său. Această taină a Bisericii este de asemenea duplicată de taină aceasta a familiei creștine. În final, dragii mei, haideți să concluzionăm în modul cel mai simplu cu putință. Dumnezeu ne-a arătat un mod de viață în Cuvântul Său. Când noi ne-am întors la Dumnezeu și ne-am îmbrăcat cu Hristos, am primit din El un mod și o putere nouă de a trăi pentru voia lui Dumnezeu. Și această viață nouă se manifestă în Biserică, se manifestă în societate și se manifestă în viața de familie. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în inimile noastre și să ne puternicească pe toți la o viață nouă pentru gloria Sa.